În sfârșit, cu eforturi majore, lucrările de consolidare a corpului B al Colegiului Național Roman Vodă s-au finalizat și din luna septembrie elevii se vor reîntoarce în sălile de curs. Există însă o singură problemă, legată de lipsa de fonduri pentru dotarea cu mobilier școlar a noilor săli de clasă. Conducerea colegiului a deschis un cont în care foștii absolvenți pot depune sume care să asigure măcar o parte din fondurile necesare acestor dotări. Am demarat acțiunea de strângere de fonduri, am oferit chiar și un cont în care cei care doresc să se implice vor putea să depună sume de bani. Am primit și un telefon din partea protopopiatului, de exemplu, care, la fel, părintele protopop spunea că și-ar dori să ne sprijine. A fost elev? Nu știu, chiar, uitați că nici nu l-am întrebat, chiar nu știu, dar a spus că și-ar dori să investească pentru că e vorba de învățământ. Ei tot timpul au fost cei care au sprijinit învățământul, fie prin premierile care le-au făcut, și știți foarte bine acest lucru, sau prin burse pe care le-au mai dat copiilor, și-ar dori și acum acest lucru. Legați probabil de școală sunt, pentru că au copii, cei care sunt în această zonă, dar și eu cred că mai sunt mulți dintre foștii noștri elevi care și-ar dori să ne sprijine. La sfârșitul săptămânii trecute, 19 absolvente ale ultimei promoții din 1957 a Liceului de Fete s-au reîntâlnit și au depănat amintiri din anii de liceu. Acestea au rămas puternic impresionate de modul în care arată acum clădirea și au fost printre primele care au donat simbolic, după puterile lor, primele fonduri pentru dotarea cu mobilier a câtorva clase. Am reușit și am intrat la liceu. N-am mai recunoscut cum era atunci, dar felicitări celor care totuși s-au luptat și au refăcut liceul. Edilul șef al municipiului, Laurențiu Leoreanu, a declarat că se vor face eforturi majore de dotare cu fonduri de la bugetul local a 10 clase. Primarul a apreciat gestul venerabilelor doamne de a propune ca această clădire să primească vechea denumire de Sturdza-Cantacuzino și de a contribui primele la dotarea cu mobilier a unor săli de clasă. Eu am avut în plan așa ceva. Dar asta înseamnă înființarea unui liceu separat de Roman Vodă. Ca să poarte denumirea Liceul Sturdza-Cantacuzino, trebuie înființarea unei noi instituții de învățământ. Nu este imposibil. Cred că Romanul ar putea să aibă două licee de elită pe ceea ce înseamnă pregătire teoretică de înaltă performanță, dar deocamdată să-l terminăm, să intrăm în funcționare, să vedem câți elevi sunt, să vedem rata de școlarizare pentru următorii ani. Trebuie să facem o analiză, așa cum vă spuneam, foarte pertinentă și foarte clară, ca să știm ce putem propune. Adică să nu înființăm ceva doar de dragul înființării. Și inspectorul școlar general Viorel Stan, el însuși absolvent al Liceului de Fete numărul 2 și profesor titular al Colegiului Național Roman Vodă, apreciază inițiativa venerabilelor absolvente și se va număra printre cei care vor contribui cu donații pentru dotarea câtorva clase ale corpului B. Ideea mi se pare extraordinară și voi sprijini cu toate posibilitățile mele acest demers. De asemenea, ca și absolvent al postului liceu teoretic numărul 2 din Roman, cu discuție voi dona și eu, astfel încât toată activitatea aceasta să se realizeze conform speranțelor noastre. Da, ideea este extraordinară și noi o vom sprijini în totalitate. M-a impresionat deosebit. Gândiți-vă că ele sunt absolvente ale, domniile lor sunt absolvente ale liceului Sturdza-Cantacuzino în anul care m-am născut eu. Lucrul mă impresionează în mod deosebit și fără discuție voi face toate demersurile astfel încât activitatea să fie eficientă. Lucrările de consolidare ale Colegiului Național Roman Vodă au primit undă verde în octombrie 2014 și au fost executate de firmele SC Combas, SRL Roman și SC Construcții 1 Iași. Valoarea totală a proiectului a fost de 5.133.131 de lei. Din această sumă au fost alocați din Fondul European de Dezvoltare Regională peste 3.870.000 de lei, iar de la bugetul național peste 590.000 de lei. Bugetul local a avut și el o contribuție de 670.310 lei. În corpul B vor funcționa clasele de învățământ umanist.